În clipele următoare, că anunțam la începutul emisiunii că ne vom ocupa de Robo Braille, îi aștept și pe doamna directoarea Liceului pentru Deficienți de Vedere, cât și pe președintele Asociației Clujul Pedalează. Înainte însă urmărim un reportaj realizat de colegii mei și apoi pe larg despre acest subiect. Creat în Danemarca în anul 2004, serviciul Robo Braille este gratuit și poate fi utilizat la orice oră, atât de persoanele cu deficiențe de vedere, cât și de cele care au probleme cu cititul sau dislexie. Sunt numeroase diferențe între Robo Braille și alte softuri folosite de nevăzători. Acesta este un serviciu care se folosește doar pe internet, deci nu trebuie să fie instalat un program de calculator. Robo Braille nu convertește textul în format audio, ci convertește textul în braille, în audio și chiar în cărți audio. Textul este transformat în formate ușor de utilizat de către nevăzători și în mai multe limbi străine. Cei care vor să folosească serviciul Robo Braille nu au nevoie de un cont special. Tot ce trebuie să facă este să încarce documentul pe care vor să-l citească pe site și să aleagă varianta în care doresc să fie convertit, audio sau braille. Liceul special pentru deficienți de vedere din Cluj este primul din România care beneficiază de acest serviciu. Robo Braille vine odată cu imprimanta pe care campania inițiată de TVR Cluj și Clujul Pedalează a reușit să o aducă elevilor nevăzători. Imprimanta este ca aurul pentru noi, pentru că tot timpul este nevoie de transformarea textului în limbajul braille, astfel încât să fie util pentru elevi la clasă. Pentru că avem elevi care vor da examen la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat, va trebui să transpunem toate informațiile în sistemul braille, astfel încât ei să poată citi și să le fie accesibil subiectul care vine de la minister. Persoanele nevăzătoare sunt extrem de încântate de Robo Braille. La nevăzător treaba stă în felul următor. Dacă citim în permanență cu un soft cibernetic, cum sunt astea care vin cu programele pentru noi, până la urmă ajungi să obosești și nu mai ești atent. Robo Braille îți dă voie să transformi cartea și în braille, dacă ai o imprimantă la îndemână. Eu, fiind nevăzător, mă rog, o persoană cu vedere slabă, mi-e mult mai ușor de o vreme să citesc în audio. Mie mi-o obosesc ochii și atunci iau orice document pe care l-am pe calculator, îl pot trimite la acest serviciu și în câteva minute până la o oră o să primesc un fișier audio. Robo Braille a ajuns în România pe baza unui proiect european în valoare de 500.000 de euro. Proiectul va fi implementat și în Ungaria și Bulgaria. Iar acum alături de noi se află doamna directoarea Liceului pentru Deficienți de Vedere, doamna Roxana Țicher. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Și președintele Asociației Clujul Pedalează, Leven de Chierdeș, cu care de altfel ne-am mai întâlnit noi de ceva dăți în această emisiune, pentru că Asociația Clujul Pedalează are mereu idei foarte bune și acum cred că ideea de a achiziționa ceva care să sprijine copiii care au o deficiență de vedere, dacă se poate și să intre în frumoasa lume a informațiilor, mai mare probabil decât era până acum, cred că v-a bucurat din spus să aflați despre această idee și nu numai, mai cu seamă știindu-l pe Levi, cred că ați avut siguranța faptului că va fi un proiect care se va finaliza până la urmă. Spuneați mai devreme în reportajul realizat de colegii mei că acest Robo Braille este ca și aurul, de altfel aveți și o plăcuță acolo care este aurită. Cred că este plăcuța cu mulțumire, dacă am văzut eu bine, cu cei care s-au implicat în această achiziție, până la urmă, în acest foarte frumos proiect. Da, aș vrea să mulțumesc domnului Chierdeș Levente, care este alături de mine. Au trecut doar 5 luni și spun doar 5 luni pentru că nu e foarte simplu să strângi o astfel de sumă. Despre ce sumă vorbim?
Este vorba despre 4.300 de euro, prețul total al imprimantei cu softul, la care a contribuit Clujul Pedalează și Consiliul Județean Cluj. Pentru că amândoi au contribuit și, sigur, alături de Clujul Pedalează, sunt foarte mulți oameni de suflet în spate care au donat bani astfel încât să putem să achiziționăm această imprimantă. 4.300, spuneam și data trecută când ne-am întâlnit noi în decembrie, ne-am vorbit despre această idee a ta, atunci era doar la nivelul de, nu știu, plan, schiță pe hârtie. 4.300 nu este o sumă atât de mare pentru, hai să spunem, câte lucruri se pierd din punct de vedere financiar, nu vorbim de țara asta, în orașul acesta. Și atunci, pentru mine a fost un fel de șoc să aflu că liceul pentru deficienți de vedere nu își permit această imprimantă, nu din fonduri proprii, ci să sensibilizeze alte persoane care au acești bani. Mă rog, până la urmă lucrurile văd că au intrat totuși pe un păgaș, cum ar veni, pentru că este firesc să dăm o mână de ajutor atunci când putem. Iar mă apucă pe mine vorbitul, nu vreau să mai vorbesc eu mult. Haideți să vorbim, Levi, cum a pornit această idee și cum s-au desfășurat lucrurile pentru a ajunge la RoboBraille? Tot așa, prima dată când m-am dus și m-am întâlnit cu doamna directoare, Ena, am rămas șoșocat că cum de nu putem cumpăra cărți în limbaj Braille în România pentru elevii liceului cu deficiențe de vedere, fiindcă cu ciclomoșul am vrut să mergem să ducem ceva util pentru copii, că degeaba tot duci ciocolată, banane și portocale, că până la urmă alea se consumă foarte repede și nu trag foloasă din chestia aia. Și așa m-am gândit și eu că cel mai util ar fi pentru ei ca să se informeze, să citească, să vadă tot felul de lucruri. Și am rămas șocat. Și atunci am întrebat că ce am putea să facem. No, tot am tras din numeri fiecare, la un moment dat un prieten a zis, mă, dar vezi că este imprimantă pentru așa ceva. Bineînțeles, când am văzut prețul, prima dată am rămas așa un pic uimit, că am zis, nu e nicio problemă, mergem și luăm o imprimantă din aia. Am dat câteva telefoane, am auzit, așa ceva nu își permite încă clubul sportiv pe care îl conduc, dar hai să vedem dacă am putea să strângem fondurile. Și am început cu sprijinul vostru și câțiva prieteni, am început să strângem fondurile pentru imprimanta Braille. Am fost așa un pic sceptic și am zis, va dura mult și bine până vom reuși, dar cu câțiva oameni inimoși și până la urmă Consiliul Județean a venit cu jumătatea a doua din sumă și iată că până la urmă, chiar înainte de Paști, am reușit să facem treabă. Imprimanta deja este la școală. A pornit de la ciclomoș, deci când era cu Moș Crăciun, da. Și practic a venit odată cu iepurașul această, da. Exact. Și eu mă bucur foarte mult, am și văzut imprimanta. Ce să spun, pentru o comunitate ca și Cluj, părerea personală, dacă lumea era un pic mai atent și mai doritor să ajute, într-o săptămână trebuie să fie adunată suma. V-am mai spus, am făcut un calcul, populația Clujului, ori 3 lei 40 de bani și fără nicio problemă era. Mai mult de atât, sunt firme foarte mari și puternice în Cluj care își puteau permite și părerea mea personală că pentru ei nu era o reclamă acest lucru, dar așa ca un om care ai cât de cât un pic de suflet să ajut semenii tăi care dintr-un motiv oarecare sau nu știu cum să mă exprim, soarta nu le-a fost trinică, am putea să-i ajutăm. Toată chestia de acolo a venit să-i ajutăm pe ceilalți care oricum au probleme. Din ceea ce putem să facem exact? Din ceea ce putem noi să împărțim, nu e un lucru foarte mare să dai un pic de la tine, că până la urmă acei tot oameni... Tot pentru noi, tot pentru comunitatea exact, noastră facem tot în comunitate lucru. Rămâne. Ce înseamnă de fapt acest RoboBraille în mod concret? Deci este o imprimantă cu un soft special, dar de fapt ce se întâmplă? Ce presupune în mod concret? Deci aș vrea să separăm un pic lucrurile. Imprimanta Braille vine prin campania Clujul Pedalează, iar RoboBraille vine prin sprijinul instituției din Danemarca. Okay. Sigur că cele două se leagă foarte bine pentru că sunt legate de partea de tehnologia informației, de accesibilizare pentru persoanele cu deficiențe de vedere și atunci sistemul acesta RoboBraille este un soft pe internet pe care îl pot accesa
toate persoanele cu deficiențe de vedere să-și trimită documentele în orice format doresc la robotul care există în Danemarca, să-l transforme în format accesibil audio sau în sistemul Braille, care poate sigur fi ulterior listat la această imprimantă. Deci RoboBraille e ca și cum transformă un text scris, evident, în format audio. E... sau în limbajul Braille. Da, în limbajul Braille. Bun. Și cu ajutorul acestei imprimante, propriu-zis, se scot informații astfel încât să fie posibil de citit și de către cei care au o deficiență de vedere. Și ca să fie mai simplu, poate pentru ascultătorii dumneavoastră, toată lumea știe că citim în format PDF o serie de documente. Aceste documente nu erau accesibile până acum. Trebuiau listate, scanate, corectate și ulterior listate și accesibilizate în format Braille sau audio. Acum pur și simplu se trimite articolul în format PDF, se transformă, în câteva minute ajunge înapoi în formatul dorit de către persoanele cu deficiențe de vedere. Mie mi se pare că e... un pas extraordinar care cumva ne aduce pe linia normală și ca și comunitate în primul rând, sigur pentru noastră ca și instituție pe care o conduceți e în mod deosebit o achiziție fenomenală, dar mie mi se pare un gest de normalitate pentru comunitatea noastră și propriu zis dădeați exemplu, da, formatul PDF pe care acum îl putem printa cu imprimanta Braille. Da. Putem să printăm acum inclusiv manuale pe care să le folosească cei care sunt, nu știu, elevi ai școlii, eu știu, alte caiete de exerciții, chestiuni care privesc documentele pe care pur și simplu ei trebuie să le completeze indiferent de domeniul în care ar fi. Deci e o largă, să spunem, arie de aplicabilitate a acestei imprimante. Da, și vreau să vă spun că acum nu de mult am două cadre didactice, o profesoară de matematică și o profesoară care lucrează la clasă, amândouă au făcut auxiliare curriculare, o culegere de matematică care este în Braille pe această imprimantă și o culegere de poezii pentru ciclu primar la clasele 1-4. Tot în Braille. Deci se pot face foarte multe lucruri și astfel avem la îndemână posibilitatea de a face singuri, așa cum reușesc profesorii din școlile de masă să facem și noi acest lucru. Care ar fi alte lucruri pe care le mai aveți așa în viitorul apropiat, sper eu, pe lista de achiziții, astfel încât să îmbunătățim condiția elevului de la liceu pentru deficiențe de vedere? Acum sunt foarte multe lucruri pe care am putea să le facem, dar următorul lucru mare pe care îl avem în calcul este școala post-liceală, plus accesibilizarea și integrarea profesională a persoanelor cu deficiențe de vedere. Și aici este de lucru. Și pentru că tot se vorbește în ultima vreme de parteneriatul acesta public-privat, se vede foarte bine că funcționează, pornind de la o asociație, în colaborare cu o instituție publică, au reușit să achiziționeze o imprimantă, așa putem să facem și cursuri de formare profesională, și ateliere protejate. Deci ăsta e următorul pas mare, care aș zice eu că trebuie să-l facem. Și nu putem singuri. Deci fără Consiliul Județean, fără comunitate, este imposibil. Îl vedeam pe Levente cum stătea atent la ceea ce era enumerat acolo. Cu siguranță se va implica și în alte lucruri care sunt necesare pentru liceul nostru, pentru că am văzut că de altfel Levi este foarte sensibilizat de aceste nevoi ale comunității până la urmă. Așa, Levi, știu că și cu Asociația Clujul Pedalează aveți diverse planuri, mă rog, în plan sportiv în primul rând, dar cam fiecare activitatea ta cumva cred că este legată de încă ceva care ține de comunitatea din Cluj și pe această cale doresc să vă spun că dacă cineva poate să vină să ne ajute și rog și știe cum se fac programe pentru marcarea traseelor turistice, doresc să vină în sprijinul nostru și rog. Vreau să pornesc în
cel mai scurt timp un program în care să marcăm cât de multe trasee turistice de biță care să plece din Cluj și să se întoarcă înapoi în Cluj sau anumite zone din jurul Clujului. Deja am marcat traseul pentru Maratonul Făgetului, care în siguranță poți să parcurgi traseul de 70 de kilometri și 30 de kilometri de unde ai plecat, te aduce înapoi marcajul. No, așa marcaje doresc să facem și în alte direcții din Cluj. Eu zic că tot va rămâne pentru comunitatea din Cluj și va fi util pentru cei care vor să meargă pe un traseu sigur, fără să-și bată capul unde și când vor ajunge. Referitor la ce a spus doamna directoare, Elena, într-adevăr, nu numai noi Clujul pedalează, mai sunt și alte asociații, ar trebui să ne implicăm cât mai mult în ceea ce înseamnă ajutor în comunitatea locală. Și aici, repet ce a spus domnul Ioreanu, președintele Consiliului Județean, că ONG-urile și asociațiile au un rol important și nu numai să ceară bani sau să ceară tot felul de drepturi, ar trebui să venim și noi, nu numai Clujul pedalează, sunt și alte asociații, să ajute comunitatea și să atragă atenția că se pot face lucruri foarte faine dacă ne unim forțele. Da, e drept. Și chiar mi-a plăcut cu zi înainte de lansarea oficială a anunțului că uite avem imprimanta cu, sau, mă rog, funcționează. Președintele Consiliului Județean a spus că împreună cu Asociația Clujul pedalează, deci nu și-a luat așa cum așteptam de multe ori de la politicieni, văd chestia asta. Eu am făcut, nu prietene, tu și încă mulți alții. Ei, de data asta nu l-am putut înșvăca într-o astfel de învinuire, dar această imprimantă, nu știu în ce măsură se întâlnește în alte instituții, tot așa cu pentru liceu sau altă instituție de învățământ pentru deficienți de vedere în România. Câte imprimante din acestea avem în România, știți? Nu știu foarte bine, dar știu că sunt licee care au și unele dintre ele deja nu mai au niciuna pentru că se strică destul de repede. Are un chip destul de sensibil și la tiraj foarte mare, sigur că cedează. Știu că este o instituție care nu mai are momentul de față nicio imprimantă Braille, dar nu știu cu siguranță câte sunt în țară. Atunci trebuie să vedeți care este aproximativ durata de viață ca să se programeze o nouă strângere de fonduri pentru perioada în care o să ne lase această imprimantă. Și având, iată, această imprimantă, cu atât mai mult se pot face diverse, nu știu, materiale care să susțină activități pe care le derulează liceul. Haideți să vorbim puțin despre activitățile acestea pe care le aveți la liceu în perioada următoare. Deci avem două activități mari. În această săptămână se derulează Festivalul Miraje. Astăzi este programată Cafeneaua Negru, în care persoanele pot să vină la o cafenea, sunt legate la ochi, sigur, cu acordul lor, să experimenteze cum se descurcă persoanele nevăzătoare când beau cafea, când consumă o băutură în cadrul unui bar. Pe urmă avem două zile de festival concurs la Casa Studenților, Casa Studenților și la Auditoriu Maximum, unde participă peste 100 de elevi din România, deci nu doar din Cluj-Napoca, și aș vrea să menționez că sunt copii și cu deficiențe de vedere și fără disabilități, tocmai pentru a crea și facilita această integrare a copiilor cu deficiențe de vedere. Și pe urmă mai avem un eveniment mare în iunie. Am reușit să autorizăm instituția noastră ca școală post-liceală tocmai pentru a facilita integrarea profesională și vor fi formați în domeniul masajului, astfel încât să-și găsească mai ușor de lucru. Cu atât mai mult cu cât știm că atunci când un simț are o deficiență, alte simțuri se dezvoltă. Poate putem spune că cei care termină un astfel de curs au, nu știu, mâna mai specială pentru masaj, să spunem. Sunt mai buni în această activitate. Cu siguranță. Noi am avut un proiect mai vechi care cu sprijinul dumneavoastră de asemenea a fost promovat. Femeile nevăzătoare să detecteze anumite tumori care sunt foarte mici și nu se pot detecta la aparate în vederea prevenirii cancerului de sân. Această școală post-liceală are bătaie lungă, sigur demersurile sunt destul de anevoioase, dar
să sperăm că vom ajunge acolo unde trebuie, să încercăm să acredităm instituția și pentru doamnele nevăzătoare în această profesie, calificare de depistare a cancerului de sân. Deci sunt foarte multe lucruri care se pot face, numai avem nevoie de sprijin, de idei, de motivație și de forță. Exact, pentru că până la urmă fiecare, eu asta cred ce am mai spus în mai multe ori, fiecare membru al societății este bun în ceva. El trebuie sprijinit în domeniul lui pentru a se perfecționa, astfel încât până la urmă această abilitate a lui îi ajută pe cei din jur. Da? Eu sunt bună la vorbiță, zicem, dar nu sunt bună la altceva. Ei, compensăm cu o altă persoană care nu este bună la vorbit și este bună la, de exemplu, făcut masaj sau alte lucruri. Era un exemplu simplu. Eu sper să fie cât mai multe activități și să ieșiți în față, să vă cunoască lumea, să știe că sunteți acolo și că, indiferent de această deficiență care este de vedere, lucrurile se pot compensa și, până la urmă, activitățile pot fi făcute și de către unii și de către alții împreună. Mai cu seamă prin exemplul acesta, ar trebui să fie, cred că, mai multe evenimente de tipul cafenea negru sau, împărțirea acestui univers mai special cu toți. Universul acesta al deficiențelor de vedere. Simțim o parte din ce simt persoanele nevăzătoare. Că toți spunem de multe ori că simțurile noastre ar trebui mai impulsionate. Ei, bine, da, acoperi un simț și îl dezvolți pe celălalt prin exemplu. Adică sper să se înțeleagă mesajul meu. Cred că până la urmă toți avem de învățat unii de la alții, inclusiv noi de la cei cu deficiențe de vedere, cum ei mai bine acum pătrund și mai bine în această lume a... a imprimantelor. Până acum aveam ce se găsea înainte de această imprimantă. Erau manualele care veneau probabil, nu, dintr-un sistem educațional, nu? Venea de la Ministerul Educației și în rest softurile audio. Și cam atât, softurile, da. Acum da. Lucrurile să zicem se lărgesc puțin. Sigur, nu spune nimeni că erați privați cu totul de de informații. Dar se mai lărge. Și apropo de chestiunea cu audio, chiar mă gândeam, poate o să facem un fel de proiect de fonotecă lărgită. Ar fi frumos să înregistrăm mai multe povești sau, alte informații care sunt necesare în mod curent pentru activitățile liceului. Și să lărgim, prin voluntariat, desigur că nu o să ceară nimeni bani de la acest liceu, să lărgim această fonotecă a liceului. Și poate cu o altă ocazie să apucăm să vorbim mai pe larg despre acest proiect, pe care deocamdată l-am doar în minte, dar cred că poate fi făcut. Cred că ar fi foarte fain să vină niște actori și să citească povești și așa mai departe și înregistrate, dacă altfel, audiția și darul de a vorbi. Cred că ar fi o idee foarte bună și la Cafeneaua Neagră, din câte am înțeles, noi ne-am înțeles deja cu doamna directoare să facem la un restaurant la un moment dat o cină și tot așa legat la ochi să vadă lumea cum e să mănânci fără să vezi și să ai alte simțuri la dispoziție pentru a mânca. O să facem și chestia aia. Pentru comunitate. Numai să trec și eu de maratonul ăsta Făgetului, că acum e tare aproape. Apropo că ziceai mai devreme să nu mă pui să-mi arăt mâinile, nu te pun să le arăți, dar oricum știu că ai lucrat la povestea aceasta cu marcajul. S-a depășit, erau niște probleme la un moment dat cu marcajele, unii ziceau că trebuie să fie nu știu ce structură a vopselei, alții spuneau că trebuie să vezi pe unde marchezi traseul să nu intri pe proprietăți private și mai știu povești de genul acesta. Ideea e că, din păcate, noi totdeauna trebuie să ne arătăm colții și dinții, în loc să fim bucuroși că totuși vin foarte mulți din afara Clujului. Nu, trebuie să punem piedici, că nu-i destul cât am de lucru, mai vin câte unul și zice, da, domnule, pe aici nu treci, că e drumul meu, altul distruge marcajele, altul care gunoi acolo și așa mai departe. Da, eu întreb așa foarte simplu, ok, și dacă este drumul... proprietate privată, înțelegem. Mie aparține a cuiva, nu e nicio problemă, adică aparține cuiva anume. Dar
E un simplu maraton, adică se trece cu talpa piciorului, se alergă pur și simplu, nu e ca și cum omul sau cu, pardon, cu bicicleta, iartă-mă, cu bicicleta. Nu e ca și cum mergem să arăm pe unde trecem. Deci da, activitate oricum sportivă. Dacă omul nu și-a pus porumbul acolo, să zicem, cred că nu e nicio problemă să mergem. E un drum până la urmă. E un drum până la urmă, nu ies pietrele din drumul respectiv sau dacă ies tot acolo rămân. Eu dau exemplu țările învecinate, cât de cât aproape Ungaria, după aceea Austria și, să zicem, Italia. Într-adevăr, de exemplu, în Austria și în Italia cunosc două cazuri de maratoane unde omul își scoate gardul afară cu șuruburi și trece prin curtea lui maratonul și trec între 5.000 și 10.000 de bicicliști. El este mândru că face parte din maraton și fără el nu s-ar putea sau s-ar putea, dar a nevoie să organizeze maratonul respectiv. Nu faptul că trece pe lângă gardul lui, pe un drum care e privat sau așa mai departe. Eu înțeleg, într-adevăr, nu doresc să încalc proprietățile private, dar în cazul acesta, dacă toți care au păduri în zona Clujului, pădurile particulare, maratonul Făgetului cu siguranță nu s-ar putea ține decât în aer. Pentru că cea mai mare parte din zona Clujului, mai ales în spate, la Mănășturi, toată zona aia pater, este privat, după aceea zona pietrelor rotunde, înseamnă că n-am avea pe unde să trecem cu acest maraton. Însă, atrag atenția că să nu uităm, cei care au fost și anul trecut la concurs, am făcut o statistică, 90% sau 85% dintre cei care au participat nu erau din Cluj. Și erau foarte mirați în momentul în care au terminat cursa. Mulți au venit la mine și au zis: n-aș fi crezut în jurul Clujului vom găsi așa un loc frumos. Că nu-i zona chiar muntoasă, chiar în jurul Clujului. De la Gilău încolo intrăm între munți. Și au zis: mă, așa o zonă de deal, n-aș fi crezut că va fi atât de fain. E frumos, e frumos pe aici. Într-adevăr, trebuie să-i ajut pe oameni să descopere. Fac corect. Clujul cunoscut. Corect. Eram singurul oraș mare din țară care nu avea un maraton. Acum o avem. Nu știu cât timp, dacă tot așa mi se bagă bețe în roate. O, sigur, uneori mai apare așa o îndoială în vocea lui Lăvi, dar eu sunt sigură că va merge în continuare pentru că este un luptător. Mulțumesc foarte mult! Iată, dovadă au doar uneia dintre multele lupte pe care le duce Lăvi. Imprimanta Braille a ajuns la cei cu deficiențe de vedere și lucrurile pot să evolueze și mai mult de acum încolo. Aș dori, dacă îmi permiteți, doar mulțumirea noastră pentru cei care au contribuit la această imprimantă Braille. Am făcut o plăcuță care va sta în tipografia liceului nostru, tocmai pentru a ne aminti de fiecare dată că au fost alături de noi oameni și elevii astfel au acces la informație. Mulțumim frumos tuturor! Pe cum spuneam, plăcuța aurie, pentru că această imprimantă este precum aurul pentru cei care au nevoie să scoată fișiere în Braille. Mulțumesc și eu încă o dată și spor în continuare la toate activitățile. Mulțumesc. Să ne mai auzim și cu alte lucruri pe care le faceți acolo la GEM. Noi vrem să le cunoaștem, să ni le spuneți. Mulțumim frumos!